ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, pe Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate informațiile și toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. Astăzi discutăm despre, cred că cel mai fierbinte subiect al acestei perioade, recalcularea pensiilor, și, bineînțeles, despre valul de nemulțumiri care a venit din partea multor pensionari care, după ce s-au trezit cu decizia în cutiile poștale, au observat că mare parte dintre aceste pensii sunt mai mici. Ce se va întâmpla în aceste situații, pentru că sunt mulți vârstnici care s-au ales probabil și cu atacuri de panică la văzul acestor informații, unii dintre ei au ajuns la casele de pensii pentru a depune contestații în urma acestor decizii. Și sunt multe cazuri în care oamenii au ieșit în stradă. Ne uităm ce se întâmplă în Valea Jiului, unde mineri au ales să protesteze, se anunță proteste și din partea persoanelor cu dizabilități în perioada următoare, chiar în fața guvernului. Așadar, vom încerca să elucidăm cât mai multe mistere, să spunem, în ceea ce privește această recalculare a pensiilor astăzi și să sperăm că invitatul meu va răspunde cumva tuturor întrebărilor pe care le aveți dumneavoastră legate de acest subiect. Alături de mine astăzi este domnul Ilie Toma, deputat din partea Partidului Social Democrat și un fin cunoscător al tot ceea ce înseamnă acest domeniu al pensiilor. Bună ziua, bine ați revenit, domnule Toma! Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație, salut mâna doamnelor, bună ziua domnilor. Știți că răspund pozitiv la orice invitație și e normal să fim în studio, mai ales că acum este o lege care privește în mod special seniorii României și o lege care trebuie explicată și eu am văzut același lucru pe mass media. Din punctul meu de vedere, nu a fost comunicat exact informația cum ar fi trebuit să fie. Au existat impedimente, chiar dumneavoastră a spus înainte de emisiune, discutând așa la o cafea amical, că s-au suprapus timpii de reacție, s-a lucrat ca și la București, ai pe repede înainte, dă-i nu ardelenește, molcom așezat ca să primească omul toată informația și să fie clar, să vadă exact ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Haideți să începem așa cu ceea ce... Cu începutul, exact. O recalculare a pensiilor care până în urmă cu câteva săptămâni era privită cu ochi foarte buni de către mare parte dintre pensionarii din România, implicit și de către cei din județul Hunedoara, și știm că aici avem un județ extrem de complicat comparativ cu multe alte județe din țară și volumul de muncă al celor de la Casa de Pensii probabil că este unul mult mai vast în ceea ce îi privește. Pe parcursul acestei luni, mai toți pensionarii au primit în cutiile lor poștale această decizie de recalculare a pensiilor, pentru că, practic, acest proiect s-a dorit cumva să echilibreze. S-a dorit de zeci de ani, exact. Și iată că acum, în câteva luni, totul pe repede înainte, practic, s-a produs această schimbare. Dar au venit aceste decizii și cu vești proaste pentru destul de mulți pensionari care s-au trezit că au o pensie mai mică, cel puțin în acea decizie pe care ei au primit-o. 84% din pensiile din România au crescut, deci cresc pe această nouă lege. Dar haideți să o luăm normal și echitabil ca să știe toată lumea. Cum ați spus și dumneavoastră în deschiderea subiectului prezentat, era foarte important și era necesar să fie o schimbare în domeniul pensiilor, o schimbare în bine, evident, pentru că diverse temeiuri legislative de-a lungul timpului s-au suprapus și au dus la anumite inechități. Inechități poate câteodată mai mari, altădată mai mici, dar au existat inechități și tot ce au încercat politicienii de-a lungul anilor să schimbe bine, pentru că nu neapărat a existat o intenție în rău, dar i-a avantajat pe unii în dezavantajul altora. Sau poate nu neapărat îi dezavantaja pe alții în avantajul celor care câștigau, ci
tot la fel se adresa unei categorii socioprofesionale. A spus foarte corect, județul Hunedoara este, eu vă spun clar, cel mai complex județ din punct de vedere al pensiilor. De ce? Erau niște zone monoindustriale, cum este municipiul Hunedoara și Călanu cu siderurgie, cum a fost mineritul în Valea Jiului, cum a fost mineritul în zona Bradului, cum a fost sistemul de energie la Mintia și în alte zone din județ, sau în domeniul CFR-ului, sau în domeniul hidroconstrucție, pentru că era județul Hunedoara monoindustrial pe zone și pe regiuni, dar paleta socioprofesională a celor care lucrau și dezvoltau județul, credeți-mă, este cea mai complexă din țară. Era zonă monoindustrială, dar diversitatea celor care lucrau, diversitatea meserilor, că de aici se pleacă, și în diverse grupe și în diverse situații, era de așa natură încât era foarte complexă și a rămas foarte complexă. Asta este județul Hunedoara, plin de istorie și plin de oameni inimoși care au lucrat și este printre puținele județe din țară. Au nevoie de unii dintre ei au ajuns la pensie. Aceste venituri au nevoie să fie tratați așa cum trebuie. Normal, așa cum se cere într-un stat democratic. Dar iată că s-a cerut această lege a pensiilor și întotdeauna s-a discutat despre echitate, s-a discutat despre solidaritatea socială în primul rând, dar echitate bazându-se pe contributivitate și timpul de lucru lucrat. Exact această lege, recalcularea pe această lege 360 din 2023, nu a fost o lege pe repede înainte, însă s-au precipitat lucrurile acum, în lunile din urmă, nu știu, Casa Națională de Pensii Publice a amestecat un pic, zic eu, pe repede înainte, cum a spus noastră, comunicarea, informațiile, deciziile de pensie luate. O fi fost vreo întârziere și cu softul și le-a fost frică, pentru că premierul Marcel Ciolacu l-a spus totul la timp, totul echitabil și totul exact cum este pe lege. Și atunci s-o fi precipitat domnul președinte de la Casa Națională de Pensii Publice și n-au comunicat cum trebuie. Există anumite erori în aceste decizii, pentru că sunt oameni care reclamă faptul că le lipsesc ani în care ei au lucrat, lipsesc multe aspecte și sunt foarte multe diferențe care sunt destul de mari. Și atunci, doamna, iată că Petronela, acest pe repede înainte nu este neapărat toate și cea mai pensiile, bună variantă. Toate pensiile la nivel național, nu mă refer la sistemul public de pensii, au intrat în recalculare. Absolut toate. Este vorba de 4,7 milioane de pensii. Deci, gradul de adresabilitate a acestei legi este la un număr foarte mare din populația României și atunci era normal să fie un proces foarte complex și poate e un proces anevoios. Și cum a spus și dumneavoastră, poate există și erori umane, nu spunem chestia asta. Dar orice lege nu există să fie perfectă. Asta e foarte clar. Dar poate fi perfectibilă. Poate fi, vedem acolo unde se pot face modificările prin amendamente, amendăm această lege. Dar e nevoie de experiență la firul ierbii, ca să ne exprimăm așa. 4,7 milioane de pensii recalculate, 3,8 milioane de pensii, de pensionari primesc pensiile mai mari. 3,8 milioane din 4,7. Asta înseamnă 82,3% din total de pensii vor fi mai mari. Este adevărat, repet încă o dată, principiul solidarității a dus în așa fel încât să se discute legea și să creștem pensiile mici și foarte mici, pentru că diferențele de plafon între maximul și minimul pensii în România au fost enorme și atunci este logic că trebuiesc modificate, adică cele mici să crească mult mai mult decât cele mari, pentru că cele mari și foarte mari, când cresc, și volumul proporțional al sumei primite este... Dar vorbim aici despre contributivitate. Acum discutăm pe rând pe contributivitate. De acest lucru. De fapt, ce s-a întâmplat în decursul timpului? V-am spus, fiecare partid politic a venit cu politicile lui. Haideți să vedem că avem și un tabel cum au evoluat pensiile din 2017 până în prezent. Bine, aici, o să te rog, Alin, dacă putem să dăm un tabelul respectiv zoom. În care, da, eu am venit pregătit în studio, că de asta se întâmplă ceea ce e se întâmplă. Pentru că sunt foarte multe cifre, foarte multe date. Avem acolo
cum au majorat miniștrii PSD sau miniștrii PNL în funcție de guvernări pensiile românilor. În 2017, dintr-o dată creștere cu 5,3%, 2017 a doua creștere cu 9%, 2018 cu 10%, 2019 cu 15% și pe vechea lege 127 pe care nu au aplicat guvernele din 2020 și 2021 și regret pentru că era o lege performantă și aceea și poate la ora actuală nu mai existau inechitățile astea, se îndreptau din mers. Acum undeva, e tardiv să mai discutăm despre tardiv, ce ar fi dar vedeți, o creștere în 2017-2019 cu 45%, pare rău, PSD-ul, PNL-ul în 2020 14% Orban, 2021 Câțu 0, 0, în 2 ani 14%, jalnic. 2022 revine PSD-ul la guvernare, 10% creștere, 2023 12,5%, este vorba de luna ianuarie când se formau bugetele consolidate ale țării pentru anul în curs. Ianuarie 2024 plus 13,8% în prima fază și plus 20,4% în a doua fază. Este vorba 20,4% la pensia medie, pentru că creșterea reală pentru pensiile cele 83% care v-am spus că au crescut din totalul pensiilor este de 26,7%, undeva 650 de lei. Asta este media. Sunt pensii care au crescut cu 1.000, 1.500 de lei, cu 2.000 de lei. Și atunci haideți să privim lucrurile realist. Trebuie să funcționeze și principiul ăsta al solidarității. Nu-l poți lăsa pe omul ăla necăjit care a fost defavorizat în decursul timpului, nu i-au fost acordate grupele, nu i-au fost acordate meritele. Nu mai intrăm în detalii de ce, nu, sau unele le-au recunoscut legile, altele n-au ajuns, pentru că nu erau trecute sau poate erau trecute incorrect pe contractele colective de muncă sau poate nu au fost plătite contributivitățile. Omul n-a avut nicio vină și a semnat contractul colectiv de muncă, a muncit în condiții grele și foarte grele. Le-am expus de fiecare dată. Frig extrem, căldură extremă, condiții de periculozitate, puteau mulți să nu mai aibă viață în orice moment, condiții de zgomot extrem, condiții de toxicitate, foarte dure condițiile de muncă și atunci își meritau grupele respective. Însă unii din cei care au condus unitățile, entitățile economice, le-au acordat, alții nu le-au acordat, alții le-au pus doar pe hârtie. Odată și odată tot trebuia îndrepta lucrul ăsta, hai să fim sinceri. Și chiar dacă se întâmplă pe decizia de pensie, ca să fim foarte clari, că vreau să fim foarte clari, să vină o sumă mai mică față de quantumul, de suma aflată în plată, că de multe ori lumea spune, ce tot spuneți quantum? Da, este termenul tehnic folosit. Quantumul este valoarea de bani pe care o primiți dumneavoastră la pensie, sau suma de bani, sau acum banii care luați efectiv în mână, ca să înțeleagă toată lumea, da? Toate pensiile care au intrat, nicio pensie nu scade, repet încă o dată, legea este foarte clară, precizează că acolo unde quantumul rezultat în urma recalculării este mai mic decât pensia primită, rămâne pensia încasată la nivelul lunii august. De fapt, ce se întâmplă? O să vă dau și exemple imediat, dar să vreau să rog pe tânărul nostru coleg din studio să pună acea adresă de la Casa Națională de Pensii Publice ca să se vadă clar... Da, aceasta este comunicarea și semnată de către ministrul muncii Simona Bucur-Oprescu și de către Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii Publice, și se vede foarte clar, nicio pensie nu va scădea. Și acest lucru se va regăsi în buzunarele românilor în luna septembrie anului 2024, pe care îl trăim cu onor, undeva unde încep în 11, 12, 13 septembrie începe distribuirea pensiilor. Și o să vedeți că oamenii se lămură singuri, că nu scad pensiile și se garantează, pentru că întotdeauna un guvern social-democrat a fost cu o plecare față de oameni, față de români. Și haideți să luăm experiența clară. Guvernul acel cioracu, guvernul Partidului Social-Democrat, întotdeauna a vrut să mențină puterea de cumpărare și să mărească veniturile românilor, ceea ce s-a întâmplat și acum. 83% din pensionarii români beneficiază de pensii mai mari. De ce sunt nemulțumiri? Vă rog să-mi permiteți ca să explic. A spus că au fost ceva ieșiri în stradă în Valea Jiului. Am văzut și eu pe mass media, dar haideți să fim sinceri cu noi. Proteste și se mai anunță și altele. La cele proteste, 80% din cei care ieșeau în stradă erau tinerii. Și erau tinerii trimiși de anumite partide politice. Nu o să dau nume, că n-are niciun rost, nicio dovezi, formă. Dacă păi, dar uitați-vă pe filmările respective. Tineri de 20 și ceva de ani, tineri în pantaloni scurți, tineri cu mașini de lux, ei nu erau mineri.
Hai să fim sinceri. Poate nu susțineau părinții. Nu neg niciodată că nu sunt nemulțumiri. Nu am negat că nu am primit telefoane, dar noi colaborăm cu ei. Oamenii au dreptate ca să știe exact informația. Și le mai spun încă o chestie domnilor din Valea Jiului cu care am colaborat, ia cât avem 12 ani de zile, 13, 14 se fac. Și primari din Valea Jiului au ieșit foarte corect. De socializare. Bineînțeles, și pentru că și eu și colegii mei am vorbit și împreună cu președintele Laurențiu Nistor, care ne-a convocat în mod special pentru această tematică, și împreună cu Natalia Intotero, colega care este în Guvernul României ministru, și împreună cu senatorul Cristi Răzmeriță, care e trup și suflet pentru Valea Jiului, și împreună cu colegul Viorel Selan și subsemnatul, nu vom lăsa din mână acest lucru. Chiar dacă pentru moment poate pare un pic mai dificil, dar le-am preluat și le preluăm, că de-abia de acum începem discuțiile pe larg. După ce o să ajungă toate deciziile, o să vedem despre ce volum de nemulțumire este vorba. Până la finalul acestei luni trebuie să ajungă toate deciziile, evident. Toate deciziile transmise pe Casa Națională de Pensii Publice nu mai greșește încă o dată și să nu trimite anumite decizii. Dacă nu, dacă nu primesc toți trebuie pensionarii să primească, aceste nu există, decizii... e pe lege. Nu există. Trebuie să primească toți pensionarii. Nu se poate să nu primească. Nu există lucrul ăsta. Atunci luăm măsuri și mai drastice. Astea sunt chestii administrative, dacă nu primești pentru prin poștă. Pentru că astăzi, 28 august, încă mai sunt, spune Dorin, încă mai sunt, exemplu, încă nu este 1 septembrie. Până la 1 septembrie a fost termenul limită. Păi nu este, dar mai e mâine 3-4 zile. Și poi mâine, că da, sâmbătă, duminică... Dar mai este. Deci, haideți să fim un pic și înțelegători și să credem și vedem de luni partea încolo binelui, da? Nu neapărat să fim tot pesimiști, să fim optimiști că vor primi și sunt convins că vor primi. Spuneați de fapt, ce s-a întâmplat în Valea Jiului? Da, nu vreau să discutăm exact și nu doar în Valea Jiului, ci pe paleta asta socioprofesională din județul Hunedoara, unde există nemulțumiri, probabil siderurgiști, energeticieni, știți foarte bine că și pentru siderurgiști și pentru energeticieni am pus tot sufletul și am mers în mijlocul lor și le-am cules datele. Da, vom vedea ce se întâmplă. De fapt, discutăm despre o nouă lege a pensiilor, da, în care nu scade nicio pensie garantată, ați văzut, de Guvernul României, de Minister, de primul ministru Marcel Ciolacu, care se interesează în mod special ceea ce se întâmplă în țară și vrea să facă tot binele ca toată lumea să fie mulțumită. Discutăm de o lege a solidarității sociale, de o lege care să se bazeze pe contributivitate și pe număr de ani lucrați. Luăm 5 mineri, că vreau să vă dau cazuri concrete, am fost și am studiat, nu de altceva, deși încă n-au venit toate deciziile și le aștept și eu să le văd toate deciziile, la Casa Națională de Pensii Publice în total ar fi undeva, nu știu, vreo 1500, am înțeles, de plângeri. În județul Hunedoara avem până acum depuse vreo 60. Da, 70 și ceva, spunea chiar de dimineață domnul Ciobanu. Da, vedeți că eu ieri am luat datele necesare. Între timp au mai crescut numărul puțin. Da, nu, dar nu este un număr impresionant, dar și una dacă este, n-are nicio importanță, trebuie să o tratăm ca atare. Există un om poate nedreptățit și atunci vedem despre ce este vorba și să îndreptăm lucrurile. Așa funcționează. Deci, 5 mineri, în urma recalculării, care au avut pensii diferite în anii precedenți, până în luna iulie anului 2024, 5 mineri, în urma recalculării pe noua formulă, da, au 100 de puncte, prezumptiv. Vă dau niște exemple, că n-aș vrea chiar datele cu caracter personal, că nu se pot da. Exact. Și atunci, au 100 de puncte, dar acum din cei 5 mineri, ce s-a întâmplat? De ce acum au punctele egale și de ce nu le-au avut și în trecut? Toți au lucrat în condițiile de muncă egale, toți au lucrat timp egal și toți au avut aceeași contributivitate. Acum poate vorbim cu 10, cu 15 lei mai mult, mai puțin, nesemnificativ. Per total, au avut aceeași contributivitate și același timp de muncă lucrat, dar ei, până în iulie 2024, au avut pensii total diferite, de la 3.000 până la 7.000 de lei. De fapt, ce s-a întâmplat și cum s-a ajuns aici și ce îndreaptă noua lege? Că e foarte important să explicăm. Unul dintre cei 5 a ieșit la pensie înainte de Revoluție, înainte de anul 1990 și a fost împărțit punctajul la 30, stadiul de cotizare complet. Altul a ieșit la pensie după 1990, după Revoluție, când guvernul roman dădea niște facilități și a fost împărțit aceeași sumă la 20. Deci a ieșit cu o pensie mai mare. Un altul din cei 5 mineri a ieșit în 2011, pe noua lege a pensiilor, unde din nou se împărțea la 30, dar se dădea un indice de corecție.
altul a ieșit după 2017, unde s-a împărțit din nou la 20 și s-a dat din nou un indice de corecție. Altul a ieșit în 2020. Tot împărțit la 20, dar indicele de corecție era mult mai mare, pentru că a fost inflația, pandemia. Știți noastră, pandemia unde guvernele de dreapta și-au umflat buzunarele, nu e interesat de pensionari și de alte treburi. Asta e un alt subiect. Discutăm despre pensii astăzi, păi, că este e foarte important discutăm despre pensii, despre salarii și despre tot ce se întâmplă în România. Și atunci, totdeauna există nemulțumiri. De ce ăla a lucrat și ca și mine și are pensia mult mai mare, de celălalt are pensie mult mai mică? Ei, acum toți au pensiile ca și punctaj egale. Fiindcă a fost recalculată pe formulă corectă, cu valoarea acelui punct de referință și au primit puncte de stabilitate, au primit puncte de contributivitate și puncte pentru necontributivitate. De fapt, ce înseamnă toate lucrurile astea? Puncte de contributivitate, necontributivitate și stabilitate. Punctele de contributivitate sunt punctele exact care se acordă la pensie pentru ce a contribuit omul, efectiv. Punctele de necontributivitate sunt punctele care se obțin pentru zonele necontributive, și anume facultate, armată, dar tu tot obții un punctaj că ți se pune acolo la vechime, e normal. Nu ai stat degeaba, ai făcut ceva. Cam astea sunt punctele de necontributivitate. Iar punctele de stabilitate sunt acele puncte peste tot cei care au lucrat peste 35 de ani. Deci, vedeți, legea stimulează... Practic, cei care au lucrat sau au o vechime de peste 35 de ani 35 de ani sau peste 30. Păi, da, dar se stimulează munca. E normal, nu? Dacă unul lucrează 35 de ani și altul 15, minimum, trebuie să fie o diferență. Alții lucrează 40 de ani, 45 de ani. De exemplu, eu am un vecin pe scara, pe palier cu mine la bloc și chiar mi-a fost teamă că mă gândeam că am mulți pensionari în jur, vor ce spun cum vă vor aborda, că vor fi, nu? Corecte, că nu vor fi corecte, că totdeauna discut cu dânsii. Da, asta este în experiența mea de zi cu zi. Și mă oprește nenea Baștea, că o să-i spun și numele, că n-am nimic de ascuns, că e un domn la, în jur la 80 de ani și extraordinar om. Și îmi spune domnul Tomla, zice, e corect ce s-a întâmplat? Și zic, oare ce să fie corect sau ce nu? Vă rog, spuneți mai concludând. Și păi mi-a crescut pensia de la 3.000 la 4.200. Dar omul ăla, m-am uitat, are 45 de ani lucrați. 46 chiar, nu l-a încheiat pe al 46. Și atunci, normal că i-a crescut pensia. Sunt un norocos. La mine, în blocurile vecine care stau, cam toată lumea a crescut, fiind asistenți medical, lucrători în construcții. Aveți noroc, nu trebuie să vă mutați din cartier, nu? Dar am de ce să mă mut din cartier, doamnă, pentru că toate legile au fost elaborate cu suflet și corect. Și atunci, discutăm despre 5 mineri care au avut de la 3.000 unu pensie, altul 4.000, altul 5.500 până la 7.000 de lei. Cel cu 3.000 cu 4.500 spunea de ce era la 7.000 de lei, că a ieșit într-o altă perioadă. Ei, acum trebuie un pic și cu sufletul să ne gândim la solidaritatea asta socială și să spunem, îl îndreptăm, nu-i scădem pensia la cel cu 7.000, sunt nicio formă. Dar până la indexările, valorii punctului de referință, da, o să fie un pic diferență pe punctajul de pe decizie. Însă tu, ca și pensionar, iei aceiași bani. Valoarea pensiei nu scade. Cred că e foarte important să comunicăm, bun, nu? Deci valoarea pensiei nu va scădea, chiar sub dacă nicio formă. Persoana X a avut 2500, de exemplu, pensie și acum s-a trezit că are 2000. Sub dăm nicio un, formă. Dăm un exemplu, da? Va rămâne cu 2500 foarte de lei corect. În mână. La următoarele indexări ale pensiei se vor aplica, acestea se vor aplica la valoarea recalculat acum, adică 2000 de lei, spre exemplu, sau la cea de 2500? Indexările pe lege se aplică la valoarea punctului de pensie, că să fim populari, da? VPR-ul la valoarea punctului de referință. Și foarte multe pensii la următoarea indexare, deci va crește foarte mult numărul de pensii care vor intra în limită și nu vor mai avea minusuri pe deciziile de pensie, m-ați înțeles? Vor rămâne din ce în ce mai puține pensii care să aibă punctajul de un fel mai mic decât valoarea care va fi în plată, pentru că se indexează VPR-ul și se ajung pensiile cele până la limitele care le-au oamenii pe deciziile de pensie. Bun, ca să e fim clar, și mai scurți, se vor aplica aceste parte, indexări se la, valoarea... Aplică la valoarea punctului de referință. Nu la valoarea pensiei, niciodată. Indexările se aplică la valoarea punctului de pensie. Așa s-a aplicat, așa este legea întotdeauna. Nu la valoarea pensiei.
M-ați înțeles? Da, dacă unul are puncte mai multe decât altul, logic că îi crește și pensia mai consistent. Așadar ar trebui toți cei care în s-au trezit acum vedea cu o pensie scăzută după recalculare să conteste pensiile. Această decizie? Este dreptul dânșilor. Pot fi și erori. Acum eu v-am spus din start. Deci unde consideră ei că ar putea să fie o eroare, cel mai bine este să facă această contestație. Au chiar e un termen limită? Nu există niciun termen limită, dar este bine să depun acum ca să nu ajungă prin... Ar fi bine în 30 de zile, de cel mai bine, 45 de zile de la primirea deciziei, ca să nu mai ajungă pe la Comisia Națională de Contestații și acolo foarte multe sunt din urmă, sunt foarte puțini lucrători, exact ce a spus și dumneavoastră. Repet, colegii de la casele de pensii, și felicit și le mulțumesc, n-au lucrat pe repede înainte. Colegii de la casele de pensii de 6 luni, credeți-mă, nu mai merg acasă înainte de ora 20-21. Au fost care... Și tinerii ăștia care sunt angajați acum provizoriu au stat și au câștigat experiență și au lucrat. Și nu știu când se va plăti orele suplimentare, că nu au niciun beneficiu în plus, dar au pus sufletul pentru ceea ce fac. Au salarii destul de bune, se pot să fie și mai bune, clar. Nu se pune problema cu orice om își dorește prin munca lui să obțină un venit mai mare. Eu le mulțumesc colegilor, n-au nicio vină, chiar dacă s-au greșit și sunt erori. În general, erorile se dau din calculator. Sau poate da, sunt erori umane, că n-au cules toate datele, se mai întâmplă la mii de dosare. Știți cum stau dosarele pe hol la casele de pensii? Vă rog mult să mergeți să le filmați. Sunt în stive, sunt cărate de oameni, efectiv, și este luată foaie, filă cu filă din dosar ca să poată... Păi nu le poți reproșa oamenii lor că au greșit, nu știu, un caz la 1000. Se întâmplă, sau două cazuri, sau trei. Vreau, vă rog eu mult, să mai dăm încă o informație, dacă sunteți amabilă. Avem în studio din nou o poză, un tabel cu valoarea media pensiilor în țară, pe Alina, județe. Că te rog, ceea ce e foarte important, pentru imagine. Că acest tabel arată foarte clar, dacă vă uitați, eu am tabelul în mână, de asta o să-l citesc de aici, nu o să mă uit la televizor, e și incomod puțin din studio. La poziția 28, valoarea pensiei medie în Hunedoara este 3.056 de lei. La nivel de București, cu toate sectoarele și Ilfovu, care este pe locul 2, este mai mică valoarea medie pensiei decât în județul Hunedoara. Deci noi suntem pe primul loc în țară la valoarea medie pensiei, 3.056 de lei. În București doar sectorul 1 depășește 3.400, în rest toate sunt sub 2.900 de lei. Foarte important, la nivel de Ilfov, 2.200, deci media București plus Ilfov este mai mică decât Hunedoara, dar este pe locul 2 în țară. Vedeți că nici în județele puternic economice acum dezvoltate, nu știu, fac referință la Timiș, la Cluj, la Brașov, la Iași, nu există pensii ca și în Hunedoara. Și e normal să fie așa, pentru că oamenii ăștia au muncit greu. Hunedoara a dat și ea PIB-ul României în 86, 87, 88, 11,1%. De aceea, Hunedoara și Ilfov, fiind pe locul 2, au... dat 25% toți anii ăștia care v-am zis, în 1985, 86, 87, 88, 25% din PIB-ul României, un sfert. Deci astea sunt meritele pensionarilor hunedoreni și din cauza asta valoarea pensiei medie în județul Hunedoara este mult mai mare decât în țară. Ca să fim clar și concreți pe cazuri, nu pe povești și pe alte treburi. Îmi cer scuze că v-am plictisit poate cu tabele, dar deloc, oamenii au dreptul importante. Necesar și corect ca să știe să se informeze, nu că vorbește unul sau altul în studio, că să vină și alții și o să conteste, dar am să-i rog să vină absolut cu materiale, să se documenteze, vedeți acel tabel care l-am dat în studio și ăsta la alt și toate sunt aici, așa e normal și corect. Au apărut nemulțumiri și în ceea ce privește persoanele cu dizabilități, pentru că dacă am vorbit despre mineri, energeticieni și alte categorii de muncă, iată și aceste persoane cu dizabilități care spuneam că se pregătesc de un protest în data de 16 septembrie în fața guvernului, așa au anunțat, s-au trezit unii dintre ei cu pensii mai mici, chiar cu 50, între 50 și 80%. În ceea ce privește aceste persoane, care este situația? Ce se întâmplă cu deci, cei în cazul care persoanelor cu dizabilități, ca să fim foarte clar și sincer, este vorba de persoanele cu invaliditate a vederii. În principal, pentru că dânsii aveau acea facilitate și puteau să lucreze și o treime din stagiul de cotizare era considerat stagiu complet.
Și acum, prin împărțire, da, le reiese un punctaj foarte mic, pentru că, vă dați seama, o treime față de un stagiu complet de cotizare, iese o treime din punctaj, dacă luăm motamo. Dar au luat legătura, dinșilor nu li se diminuează pensiile, repet încă o dată, și se vor căuta soluțiile cele mai bune. De fapt, au și ieșit primele măsuri deja, s-au mărit indemnizațiile celor care sunt însoțitori pentru persoane cu handicap de gradul 1, s-au mărit undeva cu 35%, deci în luna septembrie, în loc de 1480, vor lua undeva în jur de 1700, și astea sunt primele măsuri luate pentru persoane cu invalidități. Beneficiază 45.000 de dosare la nivel național. Este ceva, este un ajutor necesar pentru persoanele cu dizabilități. Nu pot să spună nimeni sunt nicio formă și cu diverse invalidități. Un alt comunicat care pot să vi-l spun, tot așa președintele Marcel Ciolacu în ședințele de alaltăieri a spus foarte clar că dorește și se caută soluția și se și găsește clar să se mărească și pragul de impozitare pentru pensiile care acum prin creștere au depășit multe pensii, 2000 de lei, deși nu este o sumă foarte mare, și atunci se mărește pragul de impozitare la cel cu 10%, la pensiile peste 3000 de lei, și vor cuprinde și partea de beneficii care o mai primeau, tichete de acele energie, tichete de alimente, chestii normale de altfel. Deci până acum erau 2000 de lei. Din în octombrie urma acestei recalculări, mare parte multe dintre aceste pensii au crescut peste 2000 de lei. Sigur, și a venit un val de nemulțumire din partea beneficiarilor acestor... Încă nu a venit valul de nemulțumire, dar... A venit, să știți, sunt foarte mulți oameni nemulțumiți că există acest risc ca ei să nu mai măsura primească s-a luat acele înainte de, tichete, de acele carduri. Da, normal, pentru că sunt cele... Persoanele cu venituri până la 2000 de lei, până la 3000 de lei, sunt venituri modeste, sunt persoane multe în familie. Venitul pe cap de locuitor în familia respectivă este foarte mic. Asta este concludența pentru care s-au luat măsurile astea și sunt normale de a se mări pragul de la 2000 de lei la 3000 de lei în faza asta lucrurilor. Deci din septembrie vorbim... Din octombrie vorbim de acest prag pentru de 3000 de lei. Pentru că și pensiile mărite intră în septembrie și atunci din octombrie este mersul normal al lucrurilor, știți? Și în continuare cei care vor avea până și în 3000 de lei pensii multe vor beneficia pentru a de aceste clar și garantat etichete pentru energie, clar, pentru alimente. N-ați văzut premierul Marcel Ciolacu că a ieșit pe posturi și a spus, și este clar, să știți, Marcel Ciolacu nu face promisiuni de care nu se ține. De ce vă spun? Cunosc și ca și coleg și ca șef. Șeful dumneavoastră de partid, normal să spuneți lucrurile acestea. Da, dar înainte de a fi șef, ne-a fost coleg de câteva mandate. Înainte de a ne fi șef, să știți că am stat și cu el în bancă la Parlament. Înainte de a fi în pozițiile astea și nu știam sub nicio formă că va ajunge președintele Camerei Deputaților, dacă știam lucrul ăsta, eram și eu mai clar vizionar, că va ajunge premier și cu ajutorul lui Dumnezeu chiar președintele României. Deci, la Marcel Ciolacu, dacă ți-a întins mâna și ți-a spus da, facem așa, indiferent ce se întâmplă, nu schimbă cuvântul. Are bărbăția în el și să-și țină cuvântul. Foarte important la un om. Și modestie. Repet încă o dată, nu s-a schimbat nimic, întotdeauna vine, ne salută pe toți, ne ia pe toți în braț, indiferent. Și pe cei care l-au jignit și pe cei care nu l-au jignit și au fost alături de el. Asta e mare calitatea unui om. Pentru că sunt oameni în viață, poate care îți plac și poate care nu îți plac. Dar tu ești reprezentantul tuturor și a celor care te votează și a celor care te votează. Și atunci e normal să le întinzi mâna la toți. În județul Hunedoara, pe rețelele de socializare, unii dintre foștii lideri de sindicat, nu o să le dau nume astăzi, au publicat zilele acestea în urma acestui val de nemulțumiri venit din partea unor pensionari. A lansat o întrebare firească, dacă nu vă probabil, supărați, din ce domeniu? Măcar asta puteți să-mi spuneți. Energetic. Energetic. Și perfect, venea sunt liderii. Cu întrebarea, vă rog două secunde să ascultăm și această întrebare. Cei care vor ieși la pensie după data de 1 septembrie 2024 vor avea pensiile reduse cu până foarte la 41% față de colegii lor care au ieșit la pensie luna aceasta, adică în august?
nu vor avea pensiile reduse. Pentru de unde, că această, punctajul de unde a fost lansat atunci această informație? Că nu ia să sunt fum fără nou, foc, nu? Chestii politice, cam bănuiesc, dar nu vreau să-i dau numele liderului de sindicat, pentru că e o întrebare în pe decursul care timpului și chiar am colaborat cu dânsul, chiar a venit la mine și l-am schimbat multe chestii pozitive, eu, nu eu. Colegii mei, împreună cu mine și cu președintele Laurențiu Nistor, l-au dus mai departe la conducerea partidului, la Marcel Ciolacu și la colegii din guvern. Și să fim foarte sinceri, știți că au fost emisiuni unde lideri de sindicat din energie ne-au mulțumit foarte mult, pentru că dacă nu mă înșel și noastră aveți ceva experiență cu rude în partea asta de energie și au fost mulțuminte. Cred că aproape toți hunedorenii au cel puțin o cunoștință sau o rudă în acest domeniu. Nu vreau să intru în amănunte mai mult, dar prin ceea ce s-a întâmplat și ce s-a făcut și prin grupele care le-au fost recunoscute și prin grupele asimilate și prin condițiile de muncă care le-au fost luate în considerare, undeva 40% din cei care ies acum la pensie n-ar fi avut dreptul înainte de această lege să iasă la pensie. Știți foarte bine că nu vorbim prostii. Chiar au fost lideri de sindicat de energie care au venit și ne-au mulțumit și în alegerile locale, dar n-am vrut să câștigăm nicio alegere pe ideea de a intra pe un grup social și a spune, da, uite, am ajutat pe ăștia. Pentru că era normal. Ei, dar să nu uităm că nu sunt finalizate aceste alegeri. Mai avem da, corect, nu, și prezidențiale și parlamentarele, corect. Adică pot fi puse da, cumva. Da, trendul în... vedem în județ cum este și ce se întâmplă. Dar să fim sinceri, eu aveam datoria și eu și colegii mei aleși, indiferent în ce demnități publice, că sunt primari, că sunt parlamentari, că sunt președinți Consiliului Județean, aveam datoria să mergem și să stăm de vorbă cu oamenii aia, pentru că ei ne-au dat votul și ne-au trimis acolo. Fără speranțele lor în noi, fără încredere în noi, niciunul dintre noi nu a fost în funcții publice, indiferent care, independență. Să fim sinceri și să tragem o dată linie. Îi apreciez și pe cei care au încercări, mă rog, reușite da, sau mai puțin reușite. Ar fi bine să și răspundeți. Și poate că sunt uneori, da, păi am răspuns, v-am spus, foarte știe, clar. Să da, înțeleagă toți. Nicio problemă, da, nu. Vor primi condiții la fel ca și ceilalți. Deci nu va fi... Punctajele... Păi tocmai asta este legea. Schimbare de, tocmai iată, asta 41% aduce, mai mici. Tocmai asta aduce legea. Repet încă o dată, principiul ăsta echității pe contributivitate și pe timpul de lucru din istoricul profesional. Așadar, este asta doar o fumigenă aceasta? E o fumigenă, da. Da, vreau să văd și eu pe ce se bazează această afirmație și să vină și să-mi arate. Că, repet încă o dată, bănuiesc cine este. Am înțeles că dorește să și candideze, nu știu, acum în toamnă la... Asta e mai puțin important pentru oamenii care da, sunt în această corect, situație. Da, știți? Să vedeți pe ce este vorba. Și veni și cu contraargumentele și cu experiența și cu celelalte decizii de pensie. Să vedem fiecare despre ce e vorba și cum e. Nu-i corect așa, ce vă spun? Păi, până la urmă, toată lumea trebuie să vină cu dovezi atunci când da, face anumite da, afirmații. Da, da, noi doar am prezentat și v-am transmis foarte practic bine. O întrebare care, repet, câte poate aveți? Fi pe buzele multora dintre hunedorenii aflați în această situație. Aveți o listă, sub cuvânt de onoare, de un foarte bun jurnalist care sunteți dumneavoastră. V-am cerut eu lista asta înainte de a intra? Nu ați făcut niciodată acest sub, lucru sub din nicio fericire. Formă. Sub nicio formă. Și oricum nu ați fi primit-o. Pentru că mi se... Mă rog, asta e un alt aspect al problemei. Dar mi se pare foarte normal să cunosc și eu la rece, că nu sunt nici eu, nici colegii mei, nu suntem clar văzători. Să cunoaștem la rece și să vedem ce se întâmplă în județ, să vedem unde sunt probleme. Că e foarte ușor să venim în studio, să ne lăudăm, suntem buni, frumoși și nu sunt probleme. Ba, da, oamenii nu sunt asta probleme vor să vadă. Și vor fi probleme întotdeauna, dar trebuie să le știm la rece. Mult mai mult îmi place o provocare ridicată la fileu pentru chestii care nu o știu. Să văd cum o abordez și care este soluția. Nu spun că eu le știu pe toate, clar. Greșesc. Nu, poate uneori... Știu, din grabă, dar dacă cumva greșesc, eu îmi recunosc greșeala și vin și spun și vedem că se îndreaptă lucruri și despre ce este vorba. E clar și la subiect. O altă întrebare aflată pe buzele unora este cea referitoare la pensiile speciale. Dacă și aceste pensii au fost tăiate, așa cum au primit unii deciziile acasă, dacă au fost recalculate și ce se întâmplă cu aceste pensiile speciale, pensii speciale? Fac referință în mod special la pensiile militare, la pensiile judiciare, procurori, judecători, etc. Pensiile speciale sunt pentru procurori, judecători semnate și modificate prin decret prezidențial. Pensiile militare fac
parte, separată, din alt sistem de pensii, casele sectoriale din și-au separat, iar pensiile parlamentare știți că le-am votat să nu le mai primim, așa că ce să vă spun de pensiile parlamentare, că nu știu nimic, n-am ajuns, n-am nici vârstă de pensionare, cine știe ce va fi până voi ieși eu la pensie sau alți colegi de-ai mei mai tineri, da. Da, despre asta e vorba. Da, este un subiect extrem de sensibil, cel al pensiilor, după cum bine am discutat și astăzi și în cadrul altor emisiuni. Este un subiect important, pentru că se adresează, repet, încă o dată, la aproape un sfert din populația României. E normal, afectează un grup mare de oameni, dar măcar se afecteze bine, oamenii să-și păstreze veniturile și să poți să-și păstreze. Vedeți că inflația uneori e în razna. Acum a scăzut, e ok. Dar nu știu ce se va întâmpla în viitor apropiat. Să-și poată păstra puterea de cumpărare, că asta e cel mai important. Și mai venim cu un element. Suntem și într-o zonă așa preelectorală în care, mă rog, există anumite afinități față de anumite persoane și există chestii malițioase față de alte persoane. Le acceptăm, suntem în precampanie electorală, dar uneori nu sunt corecte transmise informațiile și atunci cine suferă? Tot cetățeanul. Dacă are cineva ceva să-mi spună mie, hai frate, în studio, personaj politic cu personaj politic. Ne luptăm cu argumente, ne luptăm cu chestii concrete, pe hârtie, exact, cu materiale. Nu le inventez eu. Le luăm de pe site-urile instituției, ne interesăm. E normal că trebuie să transpirăm un pic. Nu venim cu mâinile în buzunar în studio, că atunci nu știm ce să transmitem. Dacă nu le convine să transpire, să stea unde sunt înși și să nu mai lanseze. Și spuneați că nu știți ce se va întâmpla anul viitor, peste 2 ani, în ceea ce privește poate un posibil buget de austeritate pentru statul român, poate majorări ale unor taxe. Foarte optimist și vă spun de ce. În media au fost lansate aceste informații. În 2022, anul viitor nu va, e posibil să nu fie unul tocmai roz din punct de vedere financiar pentru nu contest ce scrie media, dar vă spun un singur lucru cu experiența ultimilor ani, da? De când a intrat la guvernare Partidul Social, nu vreau să fac politică, dar vreau să vă spun concret, România mergea în cap în 2021-2022. Partidul Social Democrat putea foarte bine să stea pe margine și să se uite și să avem o guvernare de gen Câțu, Mâțu, Orban, Vâlceanu, partenerii PSD-ului de guvernare, nu PNL-ul. Nu aceia sunt. Sunt alți oameni din PNL, că acolo există și oameni capabili. Nu este Orban, nu este Câțu, nu este Vâlceanu. Vedeți, Câțu și Vâlceanu se bat cu nu știu care pe hol. Tot cu colegilor, nu cu ai noștri, că noștri sunt mai solizi. Bun, acum devieri de comportament există, cred că în orice partid, de-a lungul anilor am văzut anumite... Suntem în forul suprem al statului român. Nu ai dreptul la deviere de comportament. Dacă dar nu se ești... întâmplă, din păcate. Vedem. Bun, ăia sunt oamenii care nu mai trebuie aleși. Haideți să fim sinceri. Ok, bun. După ce mergea România în cap, avem creșteri economice succesive. 2022, 2023, 2024. Deci pe un trend ascendent, cu cele mai bune procente în investiție, 9 miliarde de euro, undeva la 7-8% din PIB-ul României, ceea ce nu s-a mai întâmplat. Îmi face semn că mai avem 5 minute. Spune întotdeauna timpul. Nicio problemă, vă respect. Asta nu are importanță. Ei, pe un trend ascendent al economiei, pe un trend ascendent al investițiilor în România, pe un trend ascendent al creierii condițiilor care se pare că vin tot mai mulți investitori. Haideți să fim sinceri cu noi încine. De ce? Și nu e o perioadă ușoară, că întotdeauna spune că a prins perioade ușoare. Marcel Ciolacu, guvernul Marcel Ciolacu PSD nu a prins perioade ușoare. Război la granițele României, crize energetice, crize financiare, crize economice, crize alimentare. Au fost toate astea. Dar cu voință s-a stopat, s-a plafonat prețul la energie, cu voință s-a plafonat prețul la principalele alimente de bază. Rămân aceste plafonări și așa, deocamdată rămân, da, dar acum depinde și de alegerile din decembrie. Dar până decembrie, la finalul acestui an, cel puțin, se m-am vor spus, păstra. Cuvântul dat e cuvânt dat. Când spui un lucru, e ca și un contract scris, trebuie să-l duci mai departe. Și toate astea au dus la scăderea unei inflații sub 7%, de la 20%. Eu zic că e foarte important. Pentru că inflația se regăsesc toți acei bani. Când inflația e mai mică, banii se regăsesc în buzunarele românilor.
Există și devieri, știu eu, comerciale, bazate, știu, s-au luat niște bani mai mulți într-o perioadă de timp, haideți să creștem prețurile, dar alea nu sunt creșteri justificate. Uneori funcționează, alteori nu funcționează, depinde de cerere și de ofertă. Pentru că omul se uită, bă, dă-o încolo, adică, da, sunt niște venituri mai mari, dar nejustificat măresc prețul. De ce? Totdeauna e o concurență, asta este exact, economia sunt, de piață. Când sunt veniturile aici, imediat prețurile la eu zic că nu e foarte corectă chestia asta, dar nu poți nici să intervii cu bocancul prin lege, pentru că de-aia avem democrație. Se regleze piața prețurile, doar când treburile iau razna. Ăla este rolul unui guvern să intervină prin măsuri concrete și soluții fiabile la tot ceea ce se întâmplă pentru a stopa anumite devieri, poate nejustificate, sau poate chiar uneori din crize economice se întâmplă chestiile astea, dar populația trebuie protejată, indiferent de situație. Așa este, suntem în, cred că, ultimul minut, ultimele două minute din această emisiune. Mai e puțin, ne vom vedea la Țebea, domnule deputat? Bineînțeles că ne vedem la Țebea, la 200 de ani, da? Comemorăm pe creșorul munților. Măria sa, Avram Iancu, îmi ridică un subiect care îmi place mie de suflet enorm de mult, pentru că postul dânșilor de televiziune și felicit întotdeauna unde m-au prins la activități publice, istorice de suflet sau de patriotism, a fost pe mine cu camera de filmat și știau că îmi plac foarte mult treburile astea. Păi, făcând parte din Hunedoara, orașul ăsta plin de istorie, de unde vreți dumneavoastră îl luăm? De la Daci, de la Brebista, de la Decebal, de la fiecare filă a istoriei, fiecare, aici în județul Hunedoara aproape. Fiecare epocă de dezvoltare istorică a unei omeniri se regăsește și în județul Hunedoara, de la comuna primitivă, știți foarte bine, avem peștere, avem săpături arheologice, avem atletul lui Hristos, Ioan de Hunedoara, care datorită lui suntem astăzi aici cu aceeași credință în Dumnezeu și ne putem face cruce și mulțumim bunului Dumnezeu că ne lasă, că suntem păcătoși destul. Ulterior, măria sa Avram Iancu vine și luptă pentru drepturile tuturor românilor, deși mulți spun pentru drepturile transilvanenilor. Nu! Uitați-vă la adunările publice, adunările pașoptiste de la 1848 și veți vedea foarte clar cum se discuta despre ideea unirii. Toți într-o țară, toți într-o simțire, aceleași suflete românești sunt despărțite în provincii separate. Știu că mă vor contesta mulți că ce chestie aia, că da, se discuta, studiați documentele istorice și veți vedea și la Blaj. Îmi pare rău că unul nu le convine, dar asta e România mea. Nu pot să fiu decât așa. Nu mai discutăm despre bunicii, strămoșii noștri, în primul război mondial, în al doilea război mondial, care au dat din județul Hunedoara niște tainuri de sânge impresionante. Cred că fiecare dintre noi avem un erou de război sau pe cineva căzut pe câmpul de luptă pe care nu-l mai găsim. Da, și eu am același lucru. Păcat că nu pot să-l găsesc, l-am căutat, dar nu-l găsesc niciunde. Așadar, în 8 septembrie, toată suflarea românească va fi să la Țebea, probabil. Să fie la Țebea, da, normal. Și politicieni, da, cu siguranță vor fi acolo. Politicienii se vor înghesui, își vor da coate, vor încerca care mai de cu atât mai mult. Că anii trecuți nu prea am văzut pe majoritatea. Dar anul ăsta se vor înghesui, anul ăsta va fi probabil numărul cel mai mare de politicieni care au participat vreodată la Țebea, așa preconizez. Vom vedea ce va fi. Vă mulțumesc. Vă așteptăm pe toți hunedoreni, pentru că e sărbătoarea în principal a noastră a hunedorenilor, este a României, este eroul Transilvaniei, este eroul României, măria sa Avram Iancu, creșorul munților, Dumnezeu să-l odihnească în pace pentru tot ce a făcut pentru noi. Așadar, în 8 septembrie ne vom vedea acolo la Țebea, cu Doamne siguranță. Ajută. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune și pentru explicațiile pe care le-ați oferit, în primul rând, hunedorenilor, pensionarilor din județul Hunedoara, care în această perioadă, iată, au o mulțime de întrebări. Să sperăm că am mai făcut puțină lumină în ceea ce privește toate aceste neînțelegeri care au apărut. Ori de câte ori va fi nevoie, vă rog mult să mă invitați, să ne invitați și pe mine și colegii mei, pentru că vor veni cu sufletul și vor încerca cu argumente reale să lămurească problema. Poate de multe ori soluția care se dă, poate nu e cea mai favorabilă, dar omul înțelege și își dă seama, așa este legal și
E normal. Mulțumesc tare. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați spectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Vă invit să rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!